Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi frați și surori, în această frumoasă dimineață pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o petrecem aici, cu bucurie, cu înțelegerea faptului că suntem vii și sănătoși prin mila Dumnezeului și Creatorului nostru, vreau să vă invit să ne redeschidem Bibliile la prima epistolă a lui Pavel către Timotei, acolo unde noi, duminică dimineața, facem un studiu de cercetare, de încercare, de înțelegere a acestei scrisori pe care Apostolul a trimis-o mai tânărului său colaborator, Timotei. Data trecută a fost prima prezentare de introducere și în această dimineață vom continua spunând faptul că epistolele, cele trei epistole, 1 și 2 Timotei și epistola către Tit, sunt numite epistole pastorale deoarece tratează probleme dogmatice și organizatorice din viața spirituală administrativă a Bisericii lui Dumnezeu. Este ușor să remarcăm că Apostolul Pavel, în aceste trei epistole pastorale, se adresează mai tinerilor săi colaboratori și dintre cele trei, cea pe care noi o studiem, este cea mai puțin personală. De aceea, ea se potrivește mai bine decât celelalte două, fiecărui slujitor din generația noastră și din generațiile de la Timotei, Pavel și până astăzi. Spuneam și repet, Pavel scrie această epistolă către Timotei, probabil în anul 65, după prima captivitate romană și după călătoriile pe care el le face în Filip, Colose și Efes. Cel mai probabil, potrivit capitolului 1, versetul 30, Pavel scrie această scrisoare din Filipi, din Macedonia, și o scrie lui Timotei, așa cum este limpede, din versetul 2 al epistolei pe care noi o cercetăm. Cine, când, unde, cui, ce anume vrea Pavel să facă în această scrisoare? Atunci când unul dintre pastorii vremii, care este în vârstă și are experiență, care e departe de biserica pe care a păstorit-o o viață, vrea să-i scrie ceva noului pastor al bisericii, care e foarte tânăr, foarte probabil că îi va scrie lucruri pe care el le-a experimentat cunoscând specificul orașului, specificul bisericii, cunoscând pericolele la care este expusă biserica și felul în care poate sluji ca să elimine pericolele acestea. Cam aceasta este intenția lui Pavel, care a slujit ani de zile în Efes și care acum îl trimite pe Timotei, așa cum am citit în cuvântul Domnului, în versetul 3. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes. De ce? Să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. De ce Pavel scrie asta? Pentru că unii făceau lucrul acesta, învățau altă învățătură pe alții. Această epistolă este folosită de Pavel să-i scrie lui Timotei lucruri pe care ar fi vrut să-i le spună prin viu grai, cum menționează el în epistolă, spunându-i, am să vin și am să-ți spun, dar dacă nu o să ajung să te întâlnesc personal, vreau să fiu sigur că știi cum să te porți în Biserica lui Dumnezeu, capitolul 3, versetul 15. Vreau să fiu sigur că ai o slujire de succes, chiar dacă e grea, chiar dacă este presărată cu foarte multe dificultăți. Dar vreau să știu că tu ai priceperea să te porți în Biserica lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că Pavel îi scrie lui Timotei câteva lucruri care se potrivesc pentru slujitorii din toate timpurile. Spre exemplu, în capitolul 1 îl avertizează pe Timotei cu privire la pericolele care amenințau biserica prin învățătura greșită. Am spus la ultimul serviciul divin că nimic nu influențează mai mult biserica decât învățătura. O mare parte din serviciile noastre divine conțin învățătură, predicare. Predicarea conține învățătură. Prin învățătura aceasta se orientează o biserică. Dacă învățătura aceasta este greșită,
Biserica va deveni greșită în viața ei spirituală și administrativă. De asemenea, pe lângă învățătură, este și celelalte feluri de descoperire care sunt respectate de biserică, de pildă prorocia, visele, vedeniile și așa mai departe. Și acestea, într-o măsură mai mică, deoarece în intensitate sunt mult mai puține, influențează biserica, fiindcă baza revelației lui Dumnezeu deja a fost făcută și este în componența acestor 66 de cărți. Ei, de aceea Pavel atrage atenția așa de mult lui Timotei despre riscul învățăturii greșite, știind că dacă îl înveți pe un om greșit, de pildă, dacă trimiți copilul la școală în clasa întâia și îl învață tabla mulțirii greșit, atunci toate socotelile pe care el le va face folosind operații de înmulțire vor fi absolut greșite. Oricât de bine intenționat va fi el, oricât de bine va ști limba română și toți poeții și toată cultura și toate statele Americii pe din afară, când va face operații de înmulțire va greși pentru că a învățat-o greșit. Pavel e conștient de lucrul acesta și noi în calitate de adulți de asemenea. De aceea în capitolul 1 Pavel insistă asupra riscului învățăturii greșite și îi spune lui Timotei să elimini învățătura greșită și să-i oprești pe învățătorii greșiți, pe învățătorii mincinoși. Și, în general, Biblia vorbește despre învățători mincinoși și despre proroci mincinoși, ambii influențând biserica prin mesajul lor. Dar noi nu trebuie să ne speriem de prezența, de posibila prezență a învățătorilor mincinoși și a prorocilor mincinoși, pentru că, așa cum există bani falși, dar sunt extrem de puțini, tot la fel există bani buni și sunt cei mai mulți bani sunt buni. Ei bine, de aceea preocuparea liderilor bisericii de a judeca prorocia în sensul de a o evalua, de a o cântări, de a se uita la ea să vadă dacă este conformă cu Scriptura, nu este intenția de a descuraja prorocia. Și nici nu este o atitudine baptistă de a descuraja prorocia. Nu, 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 ci Scriptura ne spune să judecăm prorociile, să vedem dacă nu cumva sunt mincinoase și greșite. Tot la fel, trebuie să judecăm învățătura care vine de la amvon. Este de competența păstorilor, a corpului de slujitor dintr-o biserică, să verifice învățătura. Nu putem lăsa pe oricine să învețe ce îi se pare lui corect dacă nu este conform cu Scriptura. Și nu este conform cu teologia penticostală, care este interpretarea de manieră penticostală a Bibliei. Că din aceeași Biblie predică și baptiștii, și martorii lui Jehova, și adventiștii, și creștinii după Evanghelie, și toți pretind că ei predică Biblia. Iată dar că Biblia se pretează la orice teologie denominațională. Al doilea capitol, Pavel îl folosește ca să-i dea sfaturi lui Timotei referitoare la organizarea vieții spirituale. Și în mod special, el spune despre actele de cult, despre cult în sine. Vorbește mult despre rugăciune. Priviți versetul 1, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni. Priviți versetul 8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate într-un anumit fel. Capitolul 2 este folosit de Pavel să-l sfătuiască pe Timotei cum să decurgă un serviciu divin, cum să fie închinarea și cum să decurgă viața spirituală a bisericii. Este adevărat că mie mi-ar fi trebuit să fie mult mai concret, dar așa a fost. Așa a fost. Pavel ne spune principii pe care noi trebuie să le aplicăm în forme. Pavel nu ne spune forme. Pavel ne spune principii, iar noi aplicăm principiile în forme, iar unele forme devin rânduieli bisericești. Avem rânduieli la nuntă? Avem. Una dintre ele. Mireasa nu poate să vină dezgolită cu mâinile până la gât și cu spatele gol. Socotim că este o atitudine de indecență să vină înaintea Domnului. Scrie asta în Biblie? În mod concret nu. Dar Biblia ne permite nouă să spunem asta și suntem justificați la modul de decență când spunem asta? Evident, dar e o rânduială. Avem rânduială unde stă mirii, nu stau când la cor, când la fanfară. Avem foarte multe rânduieli în biserică. Rânduielile astea sunt forme prin care noi aplicăm principiile. Biblia nu ne spune despre formele astea, dar ele sunt inspirate, adică sunt manifestarea principiilor pe care Biblia le spune. Acesta este privilegiul corpului pastoral care conduce spiritual biserica. Al treilea capitol vorbește despre
alegerea lucrătorilor și despre metodele de evaluare și de condiționare atunci când sunt promovați noi slujitori în lucrarea lui Dumnezeu. Deoarece lucrarea crește, 1. Și 2. Deoarece lucrătorii bătrâni, lucrătorii mai vechi îmbătrânesc, este nevoie de lucrători mai tineri. De aceea Pavel spune cum se procedează, dar din nou vorbește la nivel de principiu. Vorbește la nivel de principiu. Spune Biblia dacă să fie soția lângă ei sau nu în momentul ordinării? Spune Biblia dacă să ne rugăm pentru ei punându-le un de lemn pe frunte sau nu? Și celelalte forme pe care noi le folosim în ordinare. Biblia vorbește despre principii, dar noi aplicăm principiile transformându-le în forme de manifestare. Ele devin rânduieli. Unele mai flexibile, altele foarte rigide. Capitolul cu numărul 4 vorbește despre atitudinea lucrătorilor față de pericolele care amenință biserica. Și în capitolul 4, Pavel prezintă pericole care amenință biserica. Uitați ce spune primul verset. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii continuă, alții continuă, alții. Priviți versetul 3. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Să nu-i lăsa să le oprească, că nu-i corect ce face. Versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților lucrurile sănătoase, cum pun eu în mintea fraților lucrurile sănătoase? Prin privilegiu de a fi la microfon și de a învăța duminică de duminică poporul Domnului. Dar dacă în mintea fraților punem când alb, când negru, când gri, când maron, când roșu, frații ce mai cred? Fiecare ce poate, nu? Scriptura ne spune că El, Hristos, Efeseni 4:11, a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Cum? Ce privilegii au slujitorii aceștia să desăvârșească sfinții? Învățătura. Învățătura. Până când? Până la unirea credinței. Unirea credinței este privilegiul acestor oameni. Ei au chemarea să învețe și prin învățătura sănătoasă, care este produsul inspirației lui Dumnezeu prin apostoli și proroci, să unească biserica în credință, în învățătură. Unitatea noastră nu constă în faptul că în mod fizic suntem în aceeași sală. Asta nu e unitate. Că și gașca tot în același loc stă. Între gașcă și echipă, biserică, e o mare diferență. Biserica trebuie să fie unită în Duhul, să aibă aceleași obiective, să aibă aceeași credință, să înțeleagă lucrurile principale, fundamentale, în același fel. Ei, Pavel explică lucrurile astea lui Timotei și mă gândesc că el, din câte înțelegem din Scriptură și din prețuirea pe care i-o dă Pavel, el a făcut lucrurile acestea cu foarte multă considerație și responsabilitate. Repet mereu și mereu în contextul studierii acestor epistole și a călătoriilor misionare a lui Pavel pe care le studiem joia. Și e un mare privilegiu că Pavel este pus în discuție și duminica și joia, înțelegând foarte mult viziunea primită de la Domnul pentru el. Înțelegem următorul lucru. Noi spunem că urmăm bisericii primare. Ei, tot ce discutăm noi acum sunt componente ale credinței bisericii primare. De aceea studiem lucrurile acestea, ca să eliminăm confuzia, să eliminăm neștiința, să eliminăm lipsa de organizare și să înțelegem cum a organizat Dumnezeu biserica prin Pavel și cum el i-a învățat pe ucenicii lui, spunându-le acestora și voi la rândul vostru să învățați la fel pe ucenicii voștri și să le aduceți aminte și ei la rândul lor să facă la fel. 2 Timotei 2:2. Ei bine, capitolul 5 vorbește despre atitudinea lucrătorilor față de anumite categorii de oameni din biserică. Priviți versetul 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân. Deci, cum ar trebui să se raporteze pastorii în slujirea lor la oameni în vârstă din biserică? A doua parte a versetului. Pe tineri, cum ar trebui să se raporteze pastorii la generația tânără din biserică? Ei, Pavel îi spune lui Timotei, vei avea în biserică oameni în vârstă. Categoria oamenilor în vârstă, să știi cum să te porți cu ei. Vei avea oameni tineri, să știi cum să te porți cu ei. Versetul 2, vei avea femei în biserică, să știi cum să te porți cu ele. Vei avea văduve în biserică. Și Pavel continuă, vorbește foarte mult despre văduve, pentru că el spune următorul lucru. Există anumite văduve care trebuie să cadă în responsabilitatea bisericii cu privire la întreținerea vieții lor. Care sunt alea? Cele care au o anumită vârstă,
cele care au un anumit trecut de slujire, cele care au o anumită statură spirituală și morală și cele care nu au copii ca să le întrețină. Dacă au familie să le întrețină, nu-i problema bisericii. Să le întrețină familia, pentru ca biserica să poată veni în ajutorul celor care sunt cu adevărat văduve. Dar dacă nu au familie, nu are cine să le întrețină, e treaba bisericii. E problema bisericii. Biserica trebuie să fie organizată ca să vină în ajutorul acestor femei care sunt vulnerabile datorită condiției lor sociale. Pe lângă durerea, singurătatea, ispitele și provocările pe care ele le au, și noi fiind adulți le înțelegem în mare măsură. Măcar că nu le putem înțelege decât prin experiență la modul desăvârșit. Ei, aceasta e învățătura bisericii primare. La aceasta trebuie să se concentreze biserica. Așa ar trebui biserica să fie organizată pentru ca lucrătorii să știe să vorbească cu bătrânii, să știe să vorbească cu tinerii, trebuie instruiți. Credeți dumneavoastră că în momentul ungerii li se pune în minte un disc cu pricepere? Trebuie instruiți mereu și mereu. Cine instruiește? Capitolul 6 și ultimul, Pavel spune următorul lucru. Atitudinea față de învățătorii falși. El începe cu învățătorii falși și reclamă riscul învățăturii false. Și încheie cu învățătorii falși, oferind soluții. În capitolul 1 pune în față problema. Avem o mare problemă, învățători falși. Ăștia strică biserica. Ăștia buimăcesc frații la cap. Unul spune una, unul spune alta. Care de care m-a învățat? Ei nu sunt puși învățători de biserică, dar sunt mai grozavi decât învățătorii oficiali și publici și ordinați și dedicați ai bisericii. E adevărat, biserica nu-i recunoaște, dar se recunosc ei singuri. În ultimul capitol însă, Biblia spune care ar trebui să fie atitudinea lucrătorilor și bisericii față de învățăturile acestea greșite. Pavel introduce problema și încheie cu soluția. Introduce problema și încheie cu soluția. Aceasta este epistola apostolului Pavel către Timotei. Este o epistolă personală, nu este o epistolă către biserică, este o epistolă către Timotei. Nu e cea mai personală dintre cele trei, ci e cea mai puțin personală dintre cele trei. În urma acestei introduceri a capitolelor care compun epistola, scrisoarea lui Pavel către Timotei, vom reveni, dacă vom fi în viață și sănătoși prin mila Domnului, dățile viitoare, în timpul acestui an, duminica dimineața, când nu vom avea cina Domnului și nu vom avea nunți, să înțelegem așa de bine, cât mai bine posibil, cum s-a comportat Pavel în Biserica lui Dumnezeu și în urma experienței și descoperirilor făcute de Domnul lui, ce a învățat el pe mai tânărul său slujitor. Apostolul Pavel i-a dat sfaturi concrete lui Timotei. Este adevărat că în 2000 de ani de istorie creștină, în bisericile locale s-a creat o mare diversitate de înțelegere a acestor sfaturi. Și bisericile emigrației, pe lângă toate celelalte dificultăți cu care se comportă o biserică, cu care se confruntă o biserică, își asumă și riscul că o biserică din emigrație este formată dintr-o diversitate de oameni care, din punct de vedere regional, vin din toate regiunile țării și venind împreună, ei uneori aduc împreună cu ei această diversitate de interpretare a Bibliei. Și trebuie un timp lung, trebuie multă dibăcie din partea învățătorilor, trebuie multă înțelegere și maturitate din partea bisericii și mult har și ajutor oferit de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru ca biserica de-a lungul anilor, care devine ca o familie, cunoscându-se membrii pe membri, să se sudeze în aceeași credință, în aceeași învățătură, în aceeași viziune, în aceleași proiecte și să aibă unitate. Unitatea aceasta este un proces. Uitați-vă în familie, spun lucrul acesta în încheiere. Un copil face o prostie. Uneori mama are o soluție, tatăl o soluție și gata dezbinarea. Dacă frații sunt mai mari, un frate mai mare spune: "Hai, lasă-l în pace, că și cu mine ai făcut la fel când eram mic, prea mai ținut din scurt." Altă soră care e mai responsabilă spune: "Tu taci din gură, că ai meritat cum ți-a făcut când erai mică, prea ai fost prea de tot." Și așa e și cu celălalt. Și iată dar că într-o familie unde sunt 2, 3, 4, 5 copii și 2 părinți, apare o neînțelegere pe marginea unui eveniment.
Dar neînțelegerea asta nu e odată în viața, în istoria unei familii. Din când în când există tot felul de discuții. Există ședințe de familie când încearcă să corecteze anumite probleme care apar în familie. Dar într-o biserică unde nu-i legătură de sânge, unde nu-i legătură de mamă, tată, frați și surori, vorbesc din punct de vedere fizic, unitatea aceasta este foarte greu de realizat și mai ales de întreținut. Dar atunci când nu există dibăcie din partea învățătorilor, când nu există înțelegere din partea membrilor și când biserica se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu își ascunde fața și nu se mai investește, nu se mai implică, nu mai ajută, biserica aceea nu mai are niciun viitor. Devine o grupare religioasă purtată de vânturi și de interese, când pastorii fac pe plac oricui ca să-l aleagă, ca să-l susțină și ca să nu-l schimbe, și biserica aceea devine doar o formațiune religioasă care nu mai are niciun Dumnezeu, nicio credință și niciun botez real. În această dimineață vă spun ca unor oameni care a trecut de prima tinerețe, specifică de tot felul de vise și aere, care am ajuns la vârsta să fim adulți, să fim părinți, care astăzi, în baza experienței din trecut, putem privi cu mai multă greutate și discernământ viața spirituală și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cântărim noi. Toate lucrurile acestea din Scriptură, specifice bisericii primare, sunt specifice credinței mele personale, sunt specifice credinței familiei mele, sunt specifice credinței biserici, dacă nu, ce schimbăm, Biblia sau pe noi? La întrebarea asta trebuie să răspundem și această problemă e o problemă a fiecăruia. Oricum, dincolo de toate acestea, când se vor opri toți învățătorii din predicat, va veni judecătorul și în mână va avea doar un cântar și acolo va spune unora vino și altora du-te. În dimineața aceasta, cu toată dragostea de frate, te invit să elimini tendința de a te simți jignit și ofensat, să privești în Scriptură cu discernământ și cu dorința să fii învățat în continuare, că nimeni nu le știe pe toate. Și în maniera aceasta să fim smeriți, să-L iubim pe Domnul și mai mult decât orice altceva, să iubim Evanghelia lui Iisus Hristos, care trebuie să stea la baza dogmaticii bisericii noastre. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.